Salut! Înainte de a acționa cu demiterea celor care nu sunt de-ai noștri, da, te rog foarte mult să discutăm fiecare caz în parte. Am înțeles. Deci acum noi avem probleme serioase, noi trebuie să votăm bugetul mâine și alte chestii și numai și mi-a sunat Dimpu și sărit în cap cu Rășcaniu. Cu Rășcaniu? Și eu impus-o să scrie cerere, asta rămâne cel adâns în față. El s-a dus la sediul partidului și în Chișinău. Stai în fața lui și bășește că e convenit și eu impus-o să scrie cerere, cu toate că indicatorii de activitate nu erau cei mai răi. Și l-a pus... Dar nu e adevărat, e foarte slab, șeful. Dă-mi un argument, dă-mi o notă plină, numai nu-mi 3 zile, eu am cerut atunci cu Bălțo. O secundă. O apărut 3 zile nota. Bun, adică, am înțeles. Dă-mi argumentele, este că eu la Consiliu să ne ducem să-i spunem, noi nu putem cu dânsa să lucrăm din cauza că uite ce-a făcut. Ea argumentează acum că în locul ei a fost pus adjunctul care era responsabil de colectare. Am înțeles, bine. Chipurile așa la cu și mai bun. Vrei? Bine. Și... Bun, hai.